Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase campanii, Tradiția via spiritualității creștine, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. De asemenea, nu uitați de toate materialele, interviurile cu invitații noștri pe care le puteți găsi pe pagina de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Astăzi alături de noi este Nona Rapotan, editor, coordonator Book Hub și profesor de științe sociale și vom discuta, în cadrul acestei campanii, vom discuta despre o carte foarte frumoasă, foarte dragă mie, Castelul interior de Teresa de Avila, Sfânta Teresa de Avila, Desăvârșirea spirituală sau cele 7 etape ale unirii sufletului cu Dumnezeu, o carte publicată în colecția Spiritualitate creștină a editurii Herald. Castelul interior, putem spune că este una dintre cele mai importante lucrări ale misticii creștine apusene, cunoscută și iubită de întreaga lume creștină. Ea constituie, alături de o altă carte la fel de importantă, Noaptea întunecată a Sfântului Ioan al Crucii, constituie o piesă de referință a misticii carmelitane a Spaniei, secolului de aur, care își păstrează încă prin prospețimea și sinceritatea ei actualitatea și puterea de transformare a sufletului cititorului. În această carte, Sfânta Teresa de Avila analizează sufletul uman, folosind, am putea spune, alegoria unui castel, de altfel și titlul sugerează această metaforă, castelul interior, alegoria unui castel cu 7 rânduri, 7 etaje, le putem spune, de lăcașuri din ce în ce mai apropiate de Dumnezeu, adevărata scară a lui Iacob pe care sufletul însetat de iubirea lui ascensionează în drumul său către desăvârșire. Nona Rapotan, de ce ar trebui să recomandăm această carte cititorilor și mai ales celor pasionați de ceea ce înseamnă spiritualitatea creștin-ortodoxă în cazul nostru, dar a spiritualității creștine în general? Da, bună ziua și bine ne-am regăsit. E o carte specială pentru mine. Și nu doar pentru mine, ci în general pentru iubitorii de spiritualitate. E, pentru foarte mulți ar putea părea ciudat să recomanzi o carte din această categorie sau de acest gen, într-o vreme în care, efectiv, pare că ne-am pierdut totul de sola. Dar eu zic că tocmai acum e nevoie de astfel de cărți. Eu am descoperit Castelul interior în facultate, când unul dintre profesorii noștri de filozofie ne-a recomandat și ne-a vorbit chiar foarte frumos despre această carte și a avut răbdarea să ne explice pe îndelete fiecare treaptă, în condițiile în care el era teolog ortodox, deci absolvise și teologia. Și asta m-a mirat în primul rând că un absolvent de teologie ortodoxă recomandă o carte de spiritualitate sau de a unei reprezentante de seama a catolicismului. Și așa s-a format declicul. Cartea este o splendoare din toate punctele de vedere, dar înainte de toate eu o iau ca pe un manual. Un manual de care te învață să te rogi. Pentru că mai mult ca oricând astăzi, da, ne rugăm unei entități superioare, că îi spunem Dumnezeu, că îi spunem, nu știu, Buddha, că îi spunem pe alt nume, ne rugăm acestuia sau acesteia ca să ne ajute. Și de obicei, așa cum o fac mai toți oamenii, ne rugăm atunci când suntem într-o nevoie. Ca rugăciunea să aibă succes și ca să fie făcută conform cu toate canoanele, evident că cineva trebuie să ne învețe să ne rugăm. Și atunci Sfânta Teresa din Avila, fiind și trăitoare într-o mănăstire carmelită, da, ea face parte din ordinul carmelitelor, și-a asumat acest rol de a învăța pe cei care vor să se roage cum să o facă.
E o cale, pentru că de asta nu orice rugăciune ajunge la Dumnezeu sau la cel de sus și nu oricine dintre noi are succes sau are calea deschisă, da? Și atunci, dacă luăm o astfel de carte cum este Castelul Interior, într-adevăr, la prima citire poate părea foarte dificil sau, mă rog, e o cu totul și cu totul alt fel de scriere decât ceea ce găsim astăzi pe tarabe ca fiind carte de rugăciune, deci nu e deloc o scriere comună, dar este o scriere foarte riguroasă, cu foarte mult o coloană vertebrală interioară, da? Deci are un filon de care Tereza nu se dezice sub nicio formă. Ținta este într-adevăr să ajungi cu rugăciunea sau să-ți ajungă gândul cel bun la Dumnezeu. Și comuniunea, în final, comuniunea cu acesta să aibă loc. Evident că pentru asta trebuie să parcurgi niște trepte, exact ca și cum gândiți-vă numai departe la ce fac credincioșii în preajma unei mari sărbători. Își pregătesc casa, își pregătesc sufletul, da? Țin un post, o rugăciune, se roagă într-un anumit fel, țin o rugăciune specială, da? Toate lucrurile astea fac parte dintr-un așa zis canon. E, Tereza desface aceste canoane pentru că, într-adevăr, par foarte grele la prima vedere sau la prima citire și le așează pe cele 7 trepte, astfel încât omului să-i fie mai ușoară apropierea de Dumnezeu, dar nu ușor în sensul obișnuit, ci să-i fie mai luminoasă calea, da? Mai luminoasă cunoașterea. Da? Și atunci începe cu cele 7 trepte, cu prima treaptă care este și cea mai ușor de urcat. Ultima, nu întâmplător, este cea care duce la inima castelului, adică la inima omului. Și aici este un paradox pentru foarte mulți, dar nu și pentru catolici. Catolicii întâi îl cunosc pe Dumnezeu și după aceea îl iubesc. Deci este diferența aceea dintre Logos și Eros. La ortodoxi întâi îl iubim, da? Și după ce ne-am îndrăgostit, ne-am apropiat de Dumnezeu prin iubire, începem să-L și înțelegem. Catolicii fac invers. Catolicii întâi îl raționalizează, da? Îl trec prin filtrul rațiunii și tot ceea ce înseamnă rugăciune și act de rugăciune este trecut prin filtrul rațiunii și de-abia în felul acesta ajungi să-L iubești. Da, e o coborâre spre inimă. Și atunci asta face și Sfânta Tereza prin cele 7 trepte. Ajunge la cunoașterea supremă atunci când îl simți pe Dumnezeu în inimă. Și Castelul Interior pentru noi astăzi poate să pară cum se cheamă, o clădire somptuoasă, grea, mă rog, atipică, ceva gen muzeu care ar putea fi vizitat într-una dintre călătoriile noastre, mai mult sau mai puțin spirituale, să nu uităm că Tereza trăiește într-o epocă în care castelul era fortăreață, putea fi asemuit și unei sau unele mănăstiri își aveau locașul într-un castel, tocmai pentru a fi protejate, izolate perfect de restul lumii și pentru ca măicuțele sau călugării să aibă liniștea necesară unei rugăciuni continue. Și atunci ea pleacă de la această asociere, da, avem nevoie de aceste instituții, aceste clădiri, da, somptuoase, ridicate tot de mâna omului, da, dar avem nevoie de ele și atunci, dacă avem nevoie de ele, hai să facem o parabolă și să vedem dacă o constituție a omului sau relația omului cu Dumnezeu poate să fie asemuită unui castel. Și o face foarte, foarte frumos. Eu am pregătit un citat din al 7-lea rând de locuințe, deci aproape ultima treaptă de comuniune, deci ultima treaptă de a comuniunii cu Dumnezeu. Și, într-adevăr, ca să ajungi acolo este foarte dificil la prima vedere. De fapt, dacă aveți răbdare să citiți cartea, o să vedeți că în spatele tuturor eforturilor
întâi și întâi stă răbdarea, ceea ce noi astăzi recunoaștem că am pierdut-o, toleranța și lipsa totală de prejudecăți. Deci nu te poți apropia de Dumnezeu când ești plin de prejudecăți, când ai o mulțime de tipare care te claustrează și te îndepărtează de ceea ce este esențial. Când te împiedici de toate rețetele servite pe post, de rețete de succes de unii sau alții. Deci n-ai cum să faci, să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu când ești înconjurat de toate aceste capcane. Și atunci, castelul ăsta interior este un castel al singularității absolute, deci al trăirii în absolut. Da? Acolo suntem singuri, noi cu Dumnezeu, și ca să nu ne rătăcim și ca să nu avem impresia că ne pierdem mințile, Sfânta Tereza ne învață ce să facem și ne arată pe fiecare treaptă care sunt pericole, pentru că efectiv sunt tentații, clar că nu degeaba călugării și la ortodoxi și la catolici, când intră într-o mănăstire, nu sunt din start acceptați ca călugări. Da? Ei trec, întâi și întâi sunt frați, trec prin niște ascultări, așa se spune la ortodoxi, da? Adică niște sarcini diferite, cu diferite grade de dificultate, de la sarcini care presupun munca fizică foarte mult, până la cele care presupun lucru cu mintea, și de-abia după aceea sunt acceptați în comunitatea respectivă. Și Sfânta Tereza, pe fiecare treaptă, da, pe fiecare rând, în fiecare rând de locuințe în care îți deschide ușa și te invită să pătrunzi, asta și arată că există niște pericole de care noi trebuie să fim conștienți și pe care trebuie să le îndepărtăm la timp, astfel încât să putem accede la următoarea treaptă. Dacă nu avem mintea trează în permanență și nu reușim să ne îndepărtăm la timp aceste pericole, riscul este nu că nu ajungem la o comuniune adevărată cu Dumnezeu, ci că efectiv suntem expulzați, suntem aruncați în afara acestei lumi a spiritualității. Și din punctul ăsta de vedere, cartea poate fi citită oricând, în sensul că nu la plajă, evident, dar în orice anotimp, la orice vârstă, cu condiția, eu n-aș recomanda-o neapărat adolescenților, pentru că trebuie un pic de cultură sau de, cum se cheamă, de așezare, dar cu puțină îndrumare și cu puțină răbdare, ea poate fi citită de oricine. Nu trebuie să fii neapărat inițiat în nu știu ce religii, să fii nu știu ce doxă de cultură catolică sau teologică, pur și simplu. Și, pe de altă parte, de ce mai recomand cartea? Are o savoare. Nu te ceartă, deci chiar dacă ea pe în spatele tuturor spuselor, poți să sesizezi la un moment dat o asprime, da, a sfatului. La prima, ea de fapt este foarte blândă, ea recomandă și își asumă rolul ăsta de învățător la modul părinte. Să ajungă la Dumnezeu. Dar, în același timp, își păstrează coloana vertebrală și atitudinea asta fermă. Nu se abate de la ceea ce este cu adevărat important. Nu uită să facă ierarhii între ispite sau să atragă atenția asupra ce se întâmplă atunci când se încalcă canonul. Și, din cauza. Nu din cauza, datorită acestui lucru, cartea poate să, chiar este un îndreptar de trăire spirituală, adică chiar ne demonstrează cât de greu este să fii consecvent, mai ales în anii ăștia triști pe care îi trăim și când suntem, ne lăsăm dominați de tot ceea ce înseamnă partea asta materială, de tot ce înseamnă trăirea asta pe orizontală, da? Și
ne îndreptăm spre Dumnezeu doar când ne este viața mai amară, ceea ce nu, evident că nu e tocmai în regulă. Așa, dacă dai voie, o să citesc și citatul care zice așa. Dar întorcându-mă la ce ziceam, să nu se creadă că facultățile spirituale și simțurile și pasiunile se află și ele în această pace. Deci, aici fac o paranteză, evident, ea în calcul, și nu numai ea, toți marii teologi, iau în calcul această apropiere a lui Dumnezeu din toate punctele de vedere. Deci nu poți să te apropii doar cu gândind, raționalizând, da? Ci ai nevoie și de simțuri și de pasiune. Când îți faci ordine între toate astea, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Și zice în continuare, sufletul da, dar în celelalte locuințe nu încetează de a exista vremi de război, de chinuri și de osteneri, dar sunt ele astfel aici încât nu poate sufletul, că nu sunt ele în stare să-l tulbure, să iasă din pacea și locul său. Asta se întâmplă de obicei. Acest centru al sufletului nostru sau acest spirit e ceva atât de greu de explicat și chiar de crezut, încât socotesc surorile mele, dat fiind că nu mai știu cum să mă fac înțeleasă, că trebuie să am grijă să nu vă mai ispitesc cumva, să nu credeți ceea ce vă spun, deoarece spunând că există chinuri și dureri și că sufletul cu toate acestea rămâne în pacea sa, va fi un lucru foarte greu de înțeles. Și după aceea ea face niște comparații, dă niște exemple foarte practice, care ajută la înțelegere. Da, la facilitează înțelegerea. Și e paradoxal să spui că iubirea poate fi înțeleasă, dar dacă ne gândim la ce facem noi după ce ne despărțim de cineva foarte drag, indiferent că e o fostă iubire sau cineva care trece în lumea dreptului, asta facem. Încercăm să înțelegem ceea ce am trăit, ceea ce am simțit și terminând castelul interior, cu asta rămâi la sfârșit, cu ideea că contează foarte mult să-L simți pe Dumnezeu aproape și că nu este dat oricui să-L simtă. Cam asta e. Dacă mai pot Foarte. continua. Da, dacă mai ai ceva de spus cu drag. Deci, na, că despre carte se poate vorbi, evident că se poate face un mic cerc de lectură și să iei fiecare treaptă în parte și să o analizez, poți să o adaptez la ceea ce se întâmplă astăzi sau la cum percep catolicii, de exemplu, astăzi viața asta. Da? Dacă putem și mai e un lucru foarte important aici. Relația cu biserica ca instituție. Evident că pe vremea Sfântei Tereze din Avila, Biserica Catolică avea cu tot și cu tot alt statut decât astăzi. Da, astăzi Biserica Catolică, dacă ne aducem aminte de declarația Papei de acum vreo 2 zile, este mult mai deschisă, mult mai prezentă în comunitate, mai conectată la ceea ce se întâmplă în viața politică sau non-politică. De atunci, Biserica ea avea un statut foarte clar, era unul dintre pilonii statului, da? Nu exista conducere statală care să nu se bazeze pe Biserică. Trebuia această alianță reiterată cu fiecare nouă scaunare de rege, tocmai pentru că în felul ăsta puteai să conduci mai ușor poporul. Dar Sfânta Tereza dă la o parte toată partea asta politică, pe ea nu prea o interesează. Pe ea o interesează pur și simplu comuniunea omului cu Dumnezeu și din cauza asta în carte nu o să întâlniți referințe politice sau atacuri la biserică sau cum se mai pot găsi în alte, la biserică ca instituție, se mai pot găsi astfel de atacuri în unele cărți. Nu, pe ea o interesează pur și simplu relația strict personală sau mediată de biserică, dar relația dintre om și Dumnezeu și cum ajunge omul cum poate ajunge omul să-L cunoască pe Dumnezeu și să comunice cu El într-un mod cât mai direct. Cam asta e.
Dragii noștri, a fost alături de noi astăzi Nona Rapotan, editor coordonator Book Hub, profesor de științe sociale și a vorbit despre Castelul Interior de Teresa de Avila, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină a editurii Herald, carte care de altfel face parte din campania online Tradiția Vie a Spiritualității Creștine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Așa cum vă spuneam și la începutul intervenției noastre, nu uitați de materialele, interviurile cu invitații noștri speciali pe pagina oficială de Facebook a editurii și pe canalul de YouTube. Încă o dată, mulțumiri Nonei Rapotan. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise.